ziua. Cum vi se pare starea în care se află stația de metrou Universitate? Nastru. De ce? Uitați-vă și nastru. Cum arată plafonul. Mizerie pe pereți. Aici a curs ceva de sus, niște pete care probabil că nu au fost spălate de ani de zile. Arată prost. Cum vi se pare că arată stația de metrou Universitate? Din ce punct de vedere? Tavanul, aspectul general. Păi, tavanul trebuia pus de pe vremea lui Decima. Adică e de multe starea asta. Aspectul general e condiții, în condițiile. Nu să știți ce se întâmplă în subsolul Bucureștiului. Nu știu, nu? Este absolut full de apă. O întrebați pe cineva care cântă pe tot la lucrat la metro. Cum vi se pare starea în care se află stația de metro Universitate? Urâtă. De ce? Fiindcă e urât. În centrul orașului și e cea mai urâtă. Bună ziua. Cum vi se pare că arată stația de metro Universitate? Păi, frumoasă. Eu sunt de la țară și am venit la doctor aici, așa că iau metrou și mă duc în apărătură. E frumoasă. Până acum văd că s-a modernizat. Că până acum era închisă, o poleam pe acolo. Vă place inclusiv tavanul care este neacoperit? Da, e frumos, e frumos. Da. Când faci ceva frumos, e frumos. Cum vi se pare că arată stația din metro? Oribil. Oribil. De ce? Mie nu plac patiseriile, am o problemă cu asta și scurgerile de apă. Și de tavan, ce părere aveți? Păi asta se leagă de scurgere, de exemplu, firele și apa care se scurge, știi când se face cu. Cum vi se pare că arată stația de metro Unirii 2?